Suntem la, acasă la domnul general Teodoru. O să-i punem câteva întrebări. Prima întrebare este legată de acest Burgenthauer, acest conte, baron de fapt, baronul Burgenthauer, care acum ne este prezentat așa ca un simbol al toleranței, al incluziunii. Vrem ca domnul general să ne spună cum erau tratați românii în timpul dominației sașilor, când știm că ei nu aveau voie să intre în orașe, când știm că nu îi se respectau foarte multe drepturi, și care a fost implicarea acestui baron în răscoarea lui Horea, Croșca și Grișan. Problema e puțin cel mai complicată și mai complexă. Dacă e vorba de Burgenthauer, poate fi apreciat pe două paliere. A fost favoritul deosebit al împărătesei Maria Terezia, care dintr-un conțopis de la cancelaria Sibiului l-a săltat an de an în ierarhia administrativă a Transilvaniei și a ajuns guvernatorul Transilvaniei în contradicție totală și permanentă cu toate măsurile progresiste pe care și Maria Tereza și fiul lui Iosif al II-lea le-a luat. Este, problema e complexă pentru că acolo s-a implicat mult și masoneria. Am avut noi în loja sibiană, am avut reprezentanți români, unul dintre ei este primul oftalmolog din istoria medicinii noastre, Pioariu Molnar, care a trecut de partea stăpânitorilor și a fost trimis de Burgenthauer, a fost trimis în lagărul moților condus de Crișan ca să-l anuleze pe Crișan, ori să-l recruteze, ori să-l lichideze. Deci, cine este baronul Burgenthauer? Am spus că a fost săltat în ierarhia administrativă, fiind favoritul Mariei Tereza, care avea o moralitate puțin mai deosebită. Așa. Deosebită în sensul larg al cuvântului. Așa. În paralel cu el, el era guvernatorul civil al Transilvaniei, iar comandantul armatei imperiale din Transilvania era un ofițer, un feldmareșal progresist, care, culme, ținea cu țăranii. Era un iluminist, avea o deosebită înțelegere pentru suferința țăranilor și a făcut mult bine în răscoala lui și războiul țărănesc condus de Horea, Cloșca și Crișan, anulând parțial bestialitățile și atrocitățile făcute de nobilimea maghiară. Burgenthauer poate fi, am spus, analizat pe două paliere. Om de cultură, meritul lui e că a achiziționat la vremea respectivă o serie de tablouri de mare valoare. A avut un El Greco
a avut, dacă mi-aduc aminte, din școala flamand-olandeză, o sumedenie de tablouri ale unor pictori de mare renume care au rămas în istoria artii plastice mondiale. Deci, a avut această calitate de a nu irosi banii în fleacuri, cum era obiceiul nobilii de pe vremea aceea, ci investindu-i în artă plastică de prima mână. Muzeul Bruckenthal din Sibiu. În calitatea lui de administrator, de guvernator al Transilvaniei, a avut o atitudine, mă rog, absolut de neconceput, chiar pentru epoca respectivă. O duritate dincolo de imaginație. Dacă nu am, acum și nu e cazul să vă citesc cele 6 puncte prin care se reprima școala, să vedeți cum preoții din satele răsculate erau decapitați sau trași în țeapă, să vedeți ce pedepse barbare, imposibile se aplicau, hai să zic, răsculaților și nu numai răsculaților. Drumurile erau înțesate de cu români spânzurați pe marginea șosele, dacă se poate numi. De marginea drumurilor erau spânzurători în care atârnau români. Erau țepe, la țepe și era un dulce copil, pe lângă ce făcea, cum reprimau nobilii maghiari, nemeșii, cum au reprimat răscoala. Deci, Bruckenthal nu s-a deosebit cu nimic de atmosfera aceasta de cruzime, de exagerată, bestială, care s-a aplicat românilor. Istoria le reține ca pe istoria noastră, ca pe un asasin al răsculaților, nu judecător, un asasin. Iar faptul că la Sibiu i s-a ridicat un monument, este o sfidare la adresa istoriei românilor. De altfel, istoria românilor e batjocorită astăzi în toate felurile. Noi facem istoria țiganilor, istoria ungurilor, istoria minorităților, dar nu istoria românilor. Este o sfidare. Eu aș lăsa statuia lui Bruckenthal acolo, dar vis-a-vis aș pune statuia lui Țepeș. Pentru că Vlad Țepeș a pedepsit riguros Săsimea pentru intervențiile ei în economia și politica țării românești. Știți foarte bine că mai ales Sibiu a fost și mărginimea, adică zona săsească a Sibiului a fost adăpostul tuturor pretendenților la tron la țara românească. Și atunci Țepeș i-a pus la, hai să spun, la, era să spun, le-a pus la punct.
i-a pus la locul lor. Voiau monopol al comerțului în țara românească, monopol la portul Brăila, ca să aibă ei prima, cum se numește, Dane, asta, în comerț, când vrei să iei prima tranșă din mărfurile care vin, care veneau la Brăila cu corăbile genovezilor. Voiau să stabilească monopoluri în țara românească. A fost un permanent factor, țățimea, eu nu fac niciun fel de, mă rog, hai să spun, nu acuz o minoritate și nu o blamez, dar a avut și merite deosebite în cultura transilvană. Dar, din punctul ăsta de vedere al lăcomiei și al disprețului față de români, a fost deplorabilă. Românii cum erau tratați în orașele săsești? Cum erau tratați românii în orașele săsești? Întâi lăsați că nu aveau voie să intre în cetate. Eu am prins epoca când în Sibiu, deci anii 50, 50 și ceva, când în Sibiu sașii aveau un trotuar și noi aveam alt trotuar. Ce mai vreți mai mult decât atât? Iar pedepsele care se aplicau nu țineau cont că e bătrân, că e suferind. Le aplicau niște pedepse corporale sălbatice. Ar fi, nu știu, n-aș vrea să parcă, mă rog, răscolesc sentimentele astea în ultimă instanță și antiumane. Dar nu, dacă vrem să ne stabilim în domeniul adevărului, atunci adevărul istoric trebuie spus așa cum a fost, nu cum îl pictăm după oportunisme politice sau alt fel de oportunisme. A fost o minoritate, iar Bruckenthal a exprimat-o exemplar, o minoritate avară, excelenți meșteșugari, excelenți cizelori, cădelnițele, obiecte de cult, le cumpăram de la Saș, ei le făceau, cei, arme, foarte buni și riguroși muncitori, însă speculanți, iar vis-a-vis de țara românească, pentru că aici aveau deverul la țara românească, au avut și au căutat în tot cursul istoriei să aibă avantaje. Da, vămi, să nu plătească vămi, începând de la Mircea cel Bătrân. Un univers foarte, foarte substanțial și din punct de vedere cultural, egoiști și foarte substanțial și din punct de vedere cultural, o etnografie deosebită, un folclor puțin monoton, dar mă rog, conform temperamentului lor, încă o dată repet, harnici, muncitori, civilizați, însă o concepție de ghetto. În
locuiați în cetatea lor, acolo unde și cu un dispreț suveran față de, față de români. Nu departe de ungurii care ne ziceau Bidoșolah, adică român puturos. Acum o serie de istorici, au ieșit înainte să apere statuia baronului, spunând că baronul nu a avut nicio implicare în timpul răscoarei, ordinele au venit de la împărăție și el nu avea ce să facă oricum. Bruckenthal nu este implicat, așa cum se vehiculează, în execuția lui Horia și Kloșca. N-are nicio tangență cu execuția care a fost ordonată de Iosif al Băilea. Nu știu dacă cumva vă este cunoscut că Horea a avut două sau trei audiențe la Iosif al Băilea. Iosif al Băilea a fost mason, iluminist, care a promulgat câteva legi deosebite, mai cu seamă în favorul iobagilor români din Transilvania, pe care nobilimea maghiară nu le-a acceptat. Și atunci împăratul a fost nevoit, a profitat de, și un dialog la o audiență secretă a lui Horea, la ultima audiență a lui Horea, la, că el a stat vreo 6 luni la, la Viena, era și, unii spun că ar fi fost el recrutat în lojile ofițerilor austro-italieni, care erau foarte bine cimentate la Viena și care, de fapt, erau, aveau un program progresist. Deci, la ultima audiență, Horea, de la a cânta, a hori, cânta foarte frumos, așa, sculpta, cunoștea germana, era în sensul tăranului emancipat. Deci, la ultima audiență, i-a spus, ia uite ce ni se întâmplă împăratului, i-a spus ce necazuri au, cum sunt persecutați, cum nu se execută hotărârile imperiale acolo. Și împăratul i-a spus și, și Horea a zis, ne-om răscula. Și Iosif al Băilea a spus, faceți-o. E, în momentul când l-au pus, după ce au făcut, s-a lepădat de Iosif al Băilea, ca și Rudolf al Băilea, a fost unul din criminalii, cu toată figura lui progresistă, unul din criminalii românilor. Ăsta, străbunicul lui, l-a asasinat pe Mihai Viteazu. Și aici fac o paranteză care se adresează și contemporanității. Toți cei care au mizat pe apus, da, și-au pierdut la noi capul. Începând, sau au fost eliminați din istorie, fără să fie asasinați. Vlad Țepeș a murit pentru că și-a renegat ortodoxia și a trecut de partea catolicismului. De la el, uitați-vă în istorie care se sfârșește cu Ceaușescu. Ceaușescu a mizat pe apus. Apusul l-a asasinat.
luați toată istoria și o să vedeți că apusul nu ne-a făcut decât rău. Nu mai vorbesc de astăzi că ne-a ras capul. Și acum, aici iarăși îmi îngădui, și acum, după ce ne-au lăsat în pielea goală, după ce că vor să ne ia și religia, după ce așa, acum ne momesc cu alte zaharicale, adică vor veni toți ei să refacă economia, să ne pună iarăși în, să ne repună în drepturile noastre suverane și așa mai departe. Alte minciuni îmbrăc altă mărie cu altă pălărie. Dar nu ăsta e subiectul. Subiectul este Brucantal. El nu a fost implicat în asasinarea lui Horea și Cloșca. Ordinul a venit de la împărat, execuția a fost supravegheată de un consilier al împăratului venit în mod special pentru treaba asta. Nobilii unguri care stăteau în jurul eșafodului și care știau sau bănuiau că Iosif al II-lea a fost mentorul răscoalii și a războiului țărănesc, strigau tot timpul: mărturisește, mărturisește, mărturisește. Horea n-a scos grai. Iar în momentul când, după ce au zdrobit fluierele picioarelor cu roata, știți cum e, roata aia avea niște lame de jur împrejur, în loc de raful ăla de fier, pe raful ăla erau sudate niște cuțite. Da. Cu roata aia foarte grea se zdrobeau oasele începând de la fluierele picioarelor. Era o tortură îngrozitoare. Când Price sau așa, că dacă îmi aduc aminte, îl chema pe consilierul lui Iosif al II-lea, care asista la, era chiar pe eșafod lângă Horea, și ce pândea, ce voia să se curme viața lui Horea în momentul în care el începea să mărturisească. Și atunci, când s-a dat seama, după fizionomia chinuitului, că s-ar putea să mărturisească, i-a dat ordin călăului să dea lovitura de grație, adică să-l scutească de chinuri, vezi, Doamne, pe Horea, și dea lovitura de grație. Și atunci l-a lovit cu roata peste piept și l-a... Știți foarte bine că pe urmă l-au tăiat în patru, l-au agățat pe niște țepușe și au adus țăran din Transilvania ca să vadă cum se sfârșește un român care își cere drepturile. Brucantal n-a fost acolo, Fratisul a fost implicat în reprimarea răscoalei, iar din punctul meu de vedere, n-are nicio... ce fac ei astăzi este un atac masiv la românitate și la istoria noastră. Se răzbună prostește pentru faptul că după al doilea război mondial i-am predat la ordin sovieticilor, s-au dus la reconstrucție în Rusia. Și acum se răzbună, prostește, se răzbună și creează animozități interetnice cu
cu toate că clamează tot timpul frățietate, nu știu ce, l-au luat pe Eminescu din centrul Sibiului și l-au dus în Dumbrava. Sunt cumva familiar acolo pentru că sibienii au schimbat numele cenacului literar George Topărceanu în Radu Teodoru. Și eu am debutat literar la Sibiu cu romanul Brazdă și Palu și am relații deosebite cu Sibiu. Deci, l-au luat pe Eminescu din centru și l-au dus în Dumbrava. Ia uitați-vă, n-am nimic împotriva ca în fața muzeului Bruckenthal să existe o statuie Bruckenthal, dar în același timp am pretenția ca în aceeași piață să existe o statuie Vlad Țepeș, să existe statui ale cărturarilor români care au dat Sibiului prestanță și prestigiu. De ce n-ar fi o statuie a lui Iuliu Maniu, care acolo, la Sibiu, au organizat primul, hai să zic, guvern liber transilvan după primul război mondial, cu atât mai mult cu cât Maniu și cu generalul Boieriu au stăpânit Viena, au purificat-o de excese și au organizat primele trupe românești din regimentele noastre grenicerești și din cei înrolați în armata austro-ungară. Trupe care au participat, pe urmă, la campania de eliberare a Transilvaniei și de cucerirea Budapestei. Dar acolo trebuie să existe și românii. Și românii acolo avem, slavă Domnului, atât în cultură, cât și în istoria militară și istoria epică a poporului român. Războiul ăsta cu statuile, după opinia mea, este o provocare? O armă cu totul perfidă. De exemplu, tot în Ardeal, statuia lui Mihai Viteazu, criminalii de război, un baron ungur, care a ucis în mod bestial români, românce, îmi scapă numele acum, are o statuie. Are o statuie. El e criminal de război. Albert Vas, nu? Așa. Ungurii îl cocoloșesc și își bat joc de Avramiancu, da? Îl fac mai muțoi acolo și îl spânzură în piață. Reacția noastră nulă. Este o lașitate condamnabilă. Nu mai vorbesc, că noi nu avem guvern, ăsta e sunt niște pațachine acolo care, mă rog, mănâncă banii statului și fac ce fac. Nu guvern, dar opinia publică este amorțită. Îmi spunea aia din Neaure că suntem pe marginea prăpăției. Mă uit la voi și vă arăt cu degetul. Din cauza voastră, noi ne-am făcut datoria, generația mea. Ne-am făcut datoria din plin. Ne-am dus pe genunchi și pe scoate până la Volga, cu căruțe, desculți. Deci, lăsați poveștile cu armata română ultra echipată și nu știu, pe naiba, cu căruța și pe jos. Pe urmă ne-am dus dincolo. Spre munții tata. Și v-am dat o țară, după ce ne-au băgat la pușcării, după ce și-au bătut de joc de noi ăștia
detașamentul Ani Paucăr, comandou ăla iudeo-maghiaro comiternist, 100 și ceva de generali, toți generalii noștri au murit în pușcării. Voi ce ați făcut? V-am dat, am ieșit de acolo și am făcut o Românie. Și noi, alături de întregul nostru popor, am muncit pe brânci și am făcut o Românie concurențială în anumite ramuri de economie, concurențială pe plan mondial. Liberă. Care conversa și împăca marile puteri în conflict. Citiți biografia adevărată a lui Ceaușescu, pe care o scriu americanii. Întâi l-au omorât și acum îl ridică în slăbi. Voi ce ați făcut? 30 de ani de la citate, aia ați făcut, drăguților. 30 de ani de la citate, de cederi. Și acum simt în atmosferă o resurecție prea târziu, băieți. Hai să zicem, niciodată nu e prea târziu. Românii nu... n-au murit și nu mor și nu dispar din istorie la voia conjuncturilor politice. Am plecat de la Bruckenthal și am ajuns la de pomană. Dacă ștergi ce spun eu acum, e de văd că ești dispus să... Nu, că asta era următorul subiect. Dacă ei închidem și intrăm în următorul subiect. Da, ieșim din subiect, sigur. Ăsta e motivul. Am mai întrebat eu pe o doamnă de la TVR. Păi nu, că ăsta e subiectul 2. Da. Am întrebat, doamnă, dar mă cenzurați? Zice, nu, acolo unde e prea lung, tăiem. Nu, punem așa. Totul. Punem deci, ăsta este opinia mea despre Bruckenthal. Rămâne totuși un reprezentant al colonismului german? Ce spui? Rămâne un reprezentant al colonismului german în Ardeal? Acum, întrebarea este pe lângă istorie. De ce colonismul ăsta poate să rămână, poate să devină un steag al șovinismului săsesc în Ardeal, dar ei n-au nicio vină că nu știu care rege al ungurilor la începutul istoriei medievale i-a luat pe saxoni, asta s-a întâmplat în toată Europa. Ia gândiți-vă la ruși. Nu numai că familia imperială a fost mai ales compusă din mirese germane, așa, romanovi, au fost tot timpul căsătoriți cu principese și nobile germane, că i-a adus, a fost un act, până la urmă, și civilizatoriu. Nimeni nu neagă rolul lor civilizatoriu acolo. Foarte buni agricultori, din vechime, din țărăvechime, așa, gospodari, cu confort, un confort casnic, egoiști, mă rog, asta e treaba lor, dar nu se poate nega rolul sașilor în șarjvabilor din Banat în istoria românilor. A fost o interdependență între unii și alții,
în marea majoritate a timpului, românii fiind iobagii lor. Astea erau legile feudale. Să vedeți cum ne descrie domnul Bruckenthal. Puturoși, hoți, fără conștiință și așa mai departe. Așa ne-a prezentat Iosif al Doilea. Iosif al Doilea a venit, mi se pare, de două ori, într-o inspecție de asta imperială în Transilvania. El știa să răspundă stereotip, că îi se dădeau cereri, mă rog, nu știu cum se numeau, suplicațiile astea care se dădeau împăratului, direct. Un fel de petiții. Un fel de petiții, să le zicem. Și el le lua și spunea românește, oi căuta, cum spun ardeleni, voi vedea cu alte... Da. Și dădea, mă rog, el lua măsura respectivă pe care o anula domnul Bruckenthal, excelența sa și sfatul lor orășenesc sau gheta ungurească. Sigur că m-a luat până în surprindere și cu toate că am toată documentația necesară, nu sunt specialist în istoria Ardealului. O concluzie s-ar putea trage. Da. Și anume, Sibiu a devenit un antemergător al expansionismului actual german spre est. Da, da. S-au băgat fonduri europene deosebite ca să îl scoată în evidență pe actualul președinte. De la primar acolo a fost oraș cultural european. De acolo, de la această manevră politică culturală, să zicem, i s-a făcut CV-ul, cum am spune astăzi, da? No, i s-a construit un CV lui Iohannis, da. Iohannis i s-a făcut un fel de statuie, da, a fost mediatizat, supra-mediatizat și iată l-a ajuns împins frumușel președinte, că nu noi l-am ales, președinte al României, care a dus România unde a dus-o. Și datorită pasivității intelectualității românești din Ardeal. Chestiunea este mai complicată, dar Bruckenthal servește de paravan și de, hai să spun, de dinamică germanofilă la ora actuală.